A câștigat Masterchef, iar acum s-a băgat în Bucătăria Națională, unde pregătește delicatese pentru Stanciu Pușcaș și Ianis Hagi. Fotbaliștii Naționalei sunt răsfățați cu o paella. Ești ceea ce mănânci, e motoul lui Andrei Voica. Campionul de la Masterchef legătește fotbaliștilor naționali. Paella de marisco, vamos! E prima dată când mănâncă băieții, le place, nu? Pe de-aia mă țin pe aici de 2 ani de zile, nu? Pe lângă faptul că e o mâncare ușoară, fructe de mare, sănătoase, dacă ne gândim ce mănâncă porcul, de exemplu, chiar dacă este un animal foarte bun, da? Pentru mine este toxic. De dragul calificării e dispus să facă și o excepție. Ce le faci băieților după calificare? Ce vor ei? Până acum le dau și porc. Încercăm tot timpul un meniu să avem carne roșie, cum ar fi carne de vită. Tot timpul folosim carne albă, cum ar fi curcanul.